În luna februarie 2016, salariul mediu net a fost de 1950 de lei, în ușoară creștere față de luna precedentă cu 7 lei, au transmis oficialii Institutului Național de Statistică, citați de Hot News. Cele mai mari salarii s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, 5.148 de lei, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante, de 1.154 de lei. Comparativ cu luna februarie anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 12,7%. Indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă anului precedent a fost de 115,8%. Scăderea ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-a înregistrat în sectorul economic ca urmare a nerealizărilor de producții ori încasărilor mai mici, funcție de contracte sau proiecte, a acordării de premii ocazionale în lunile precedente, dar și angajării salariaților cu câștiguri salariale mici. În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare scăderi ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă în sănătate și asistență socială, respectiv învățământ. În administrația publică, câștigul salarial mediu net a avut aceeași valoare ca și în luna precedentă.